Este zi de marșuri în capitală. Primul miting al zilei este organizat de Noua Dreaptă, iar manifestanții vor defila în ceea ce se numește Marșul Normalității. Mișcarea reprezintă o contramanifestație la Bucharest Pride, Marșul Diversității, programat tot astăzi, de la ora 17 în capitală. Colega mea Diana Toma e în Piața Victoriei, ne aduce detalii de acolo. Bună ziua, Diana! Bun găsit, într-adevăr, astăzi se desfășoară două marșuri, însă primul este o contramanifestație a marșului Bucharest Pride și trebuie să precizăm faptul că este organizată de Partidul Noua Dreaptă. Mai mult decât atât, spun aceștia faptul că au organizat această manifestație datorită faptului că ei mizează pe valorile familiei și susțin această activitate și totodată spun aceștia că nu aduc niciun beneficiu cei de la Bucharest Pride atât familiilor cât și bucureștenilor în principiu. Adunarea va avea loc la ora 13 în Piața Victoriei și va avea un traseu extrem de bine stabilit, un traseu pe care organizatorii vor merge începând cu ora 14 și se va încheia la ora 16. Traseul va fi următorul: Piața Victoriei, Piața Romană, Universitate, Bulevardul Magheru și apoi vor ajunge cele din urmă la Patriarhie. Urmează să vedem câți participanți vor veni, pentru că știm bine, numărul este limitat, trebuie să se limiteze la un număr de 500 de persoane și în cele din urmă vom vedea dacă aceștia vor respecta și vom vedea exact cum se va desfășura în orele următoare.